Din nou cu aceea. Este evident că nu putem înainta fără echipă, dar de această dată se vede că se muncește foarte mult, aplicat, și în afară de a felicita echipa de la transporturi și în primul rând pe domnul ministru, trebuie în mod special astăzi să felicităm echipa firmei Ștreaba, care a finalizat cu 8 luni mai devreme acest tronson. Cred că e un record. Domnul ministru, vă rog. Mulțumesc scurt. Încep prin a-i felicita pe cei de la Strabag. Trebuiau să termine undeva în august 2024. Asta înseamnă cu 8-9 luni mai repede. Felicitări! Asta este un lucru care trebuie subliniat. Acest tronson în sfârșit acoperă bucata lipsă dintre Târgu Mureș și Cluj. E un lucru important pentru zonă. Undeva în septembrie noi am mai dat drumul unui tronson pe autostrada Transilvaniei de la Nușfalău. Eu spun că lucrurile sunt, așa cum spunea și domnul prim-ministru, pe drumul corect. Ne-am asumat, eu și cu echipa de la CNAIR, cu domnul Pistol, ca până la sfârșitul anului viitor să dăm drumul la cel puțin 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Un lucru absolut realizabil, dar acest lucru nu se poate face doar de noi. Mai lipsesc, sau ar trebui să fie încă două componente. Pe de o parte, de la guvern să avem finanțare, și am avut și avem și nou buget, e record bugetul la transporturi pentru anul 2024. Asta nu înseamnă că e destul, că de fiecare dată noi cerem tot mai mult, dar la CNAIR s-a dublat la CNAIR, s-a dublat și la transporturi față de 2021, când s-a preluat acest minister de către noi. E un buget de aproape mai mult de două ori mai mare. Da, și în al doilea rând, niciodată trebuie să avem finanțare, și avem. În al doilea rând trebuie să avem companii serioase, așa cum e și această companie, care să se înscrie în termenele asumate prin această asociere, ca să se înscrie în termenele asumate prin contract. Și închei prin a spune că probabil joi seara se va da în circulație acest tronson. Vineri, sâmbătă se va da în circulație și un alt tronson de 32 de kilometri aproximativ între Craiova și Pitești, drumul expres, urmând ca pe finalul anului să mai dăm drumul la, eu sper, mai mult de 20 de kilometri din A0 Sud lângă București. Astea sunt lucruri bune, iar în primele luni ale anului viitor, că tot vorbim de compania Strabag, se va finaliza probabil și descărcarea de la Oradea la A3, care iarăși este extrem de importantă pentru zona respectivă. Încă o dată felicitări și sper că și la Oradea lucrurile să se înscrie în ceea ce ne-am asumat cu toții.